Activitatea constantă a deputatului Daniel Olteanu, perseverența sa în ceea ce privește proiectele de mare infrastructură ale Moldovei și reducerea discrepanțelor regionale între județul Vaslui și zonele bogate din țară au avut efectul urmărit de parlamentarul Vasluian încă de la preluarea mandatului său în 2016. Astfel, bugetul de stat din 2019 include fonduri pentru elaborarea studiului de prefezabilitate a tronsonului de autostradă și Salbița, după ce acest proiect a fost șters pe nedrept din toate strategiile naționale din ultimii 15 ani. Cursul istoriei se schimbă pentru județul Vaslui. Autostrada Tiști-Salbița este în bugetul de stat din acest an. Proiectul în care am crezut și căruia i-am dedicat mai bine de 2 ani din activitatea mea parlamentară, timp în care am adunat argumente de necombătut, de mii de pagini de documente, adrese și interpelări, studii și date statistice, a primit din partea Guvernului fondurile necesare pentru elaborarea studiului de prefezabilitate. Este primul pas legal obligatoriu pentru ca acest proiect să prindă viață și voi prezenta curând calendarul de implementare, studiul de fezabilitate, pre- tehnic și execuție. După 20 de ani în care acest proiect a fost mort și îngropat, am reușit în 2 ani, cu perseverență, făcând din asta o prioritate zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, să readucem la viață și pentru asta le mulțumesc tuturor celor care au crezut alături de mine, a declarat deputatul Alde de Vasului. Olteanu a mai spus că Odată început acest proiect, nimic nu îl mai poate întoarce din drum și îi avertizez pe politicienii din Vasului sau de la București care au de gând să-i pună piedici că vor găsi în mine cel mai mare adversar. Vom avea un drum de patru benzi care va traversa în diagonală județul nostru, va ocoli satele și orașele și va face ca, de la graniță și până la Tișța, să avem de parcurs maxim o oră și jumătate, indiferent de mijlocul de transport și nu dublu, așa cum se întâmplă în prezent. Și mai important, Vasluienii vor avea șansa de a ajunge pe autostradă când toate tronsoanele de legătură vor fi finalizate la București, la Brașov, Sibiu, Arad și dincolo de graniță, dar și în Republica Moldova. Legătura pe autostradă cu cel mai important punct de frontieră de est pentru transportul rutier de mărfuri, Vama-Albița, va determina creșterea economică a întregii regiuni și creșterea nivelului de trai al vasluienilor. Întrebat ce înseamnă autostrada Tiști-Albița pentru vasluieni, Darian Olteanu a afirmat că... E o șansă uriașă pe care o are acum județul Vasului, aceea de a demonstra că locul său nu e la periferie economică a României și a Uniunii Europene. În plus, municipiile Vasului, Huș și Bârlad vor acces direct la autostradă sau la 10-15 minute. E un semn de solidaritate așteptat în de vasluieni, care trebuie să profite din plin de potențialul uriaș de creștere economică a regiunii și de beneficiile sociale pe care le aduce acest proiect de mare infrastructură, unicul în din județ. Cu susținerea ALDE și sprijinul domnului președinte Călim Popescu Tăricianu, care vreau să-i Mulțumesc încă o dată pentru că a înțeles importanța uriașă a demersului mele și impactul economic pe care îl are în acest sens. Proiectul pentru județul Vaslui și pentru Moldova, tronsonul sa Albița, a revenit pe agenda Ministerului Transporturilor după ce dispăruse complet din orice strategie națională în ultimele două decenii. Se repară astfel cea mai mare nedreptate făcută vasului de toate guvernele și toți politicienii, indiferent de culoarea politică pentru care Moldova și județul Vaslui nu a existat pe harta României și a marilor investiții în infrastructură, singurele care pot aduce bunăstarea. Olteanu mai spune că în afara acestui proiect mai sunt și alte vești bune pentru Vasuleni în bugetul pe 2019. Tot la capitolul infrastructură, bugetul pe 2019 mai are și alte vești bune pentru Vasuleni. și sunt bucuros că am reușit să contribui la includerea unor obiective în acest buget. Varianta ocolitoare bărlată este în grafic, iar pe parcursul acestui an vor fi bugetate și variantele de ocolire, vaslui și huși. De asemenea, vor fi efectuate lucrări de reabilitare și întreținere pe drumurile DN11A, podul Turcului Ivești, DN15D, tot de D.N. 2F Bleșca Vaslui și D.N. 24A popen Murgeni. Totodată au fost alocate sume importante pentru drumuri județene, fiind în primele cinci județe din acest punct de vedere, iar aici sublinez eforturile domnului președinte Dumitru Buzatu și faptul că e important ca, indiferent de partid, să facem tot ce putem pentru acest județ cu mijloacele pe care le avem la dispoziție. Având în vedere toate acestea, consider că am obținut maximum din ceea ce puteam obține în bugetul pe 2019. Autostrada tiști salbița reabilitarea și modernizarea celor mai importante drumuri naționale, există fonduri importante pentru drumuri județene, există fonduri importante pentru proiectele primăriilor din comună. Acestea sunt motivele pentru care nu voi depune niciun amendament la proiectul de buget și sper ca documentul să fie votat în tocmai. Vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor mei din alte, dar și miilor de în care au fost alături de mine în realizarea acestui obiectiv. M-ați încurajat să merg mai departe cu efortul de a pune județul Vasului pe agenda guvernului și ați crezut în șansele de reușită pe care le avem împreună, uniți pentru aceeași cauză, viitorul copiilor noștri acasă în județul Vasului. Drumul de mare viteză triști Salbița va fi o gură de oxigen în economia locală, un pas înainte spre bunăstare și un motiv suficient pentru ca toți cei care plănuiesc să-și caute norocul dincolo de granițe să rămână acasă, să muncească acasă, să pună umărul pentru Vasului. Îi invit pe toți cei care au o viziune despre modul în care județul Vasului trebuie să să profite de viitoarea autostradă, să contribuie la reușita proiectului cu mijloacele pe care le au cetățenii, primari, oameni de afaceri, politicieni, de la o simplă idee și până la liberarea rapidă a unor documente acolo unde e nevoie.